am revenit în studio TV Plus Regional. Se pare că sunt o adevărată serie de evenimente, o perioadă încărcată, nu numai la Cetatea de Scaun. Văd că, de fapt, activitățile se întind în tot județul, dar Muzeul Național al Bucovinei s-a implicat în organizarea mai multora și ce vorbim despre acele concerte care vor avea loc, dar și de festivalul medieval. Cum se pare? Da, practic Muzeul Național al Bucovinei și-a luat treaba în serios, reușind ca și în vremurile bune, când nu era pandemia, să organizeze în luna august eveniment după eveniment. De fapt, de la sfârșitul lui iulie, de la Lume Lume Hai la Târg, s-a reușit reluarea festivalului de rock, ceea ce sigur că aduce satisfacție unei categorii de public și iată că festivalul medieval aduce de data asta 34 de trupe, ceea ce este foarte, foarte mult. Într-adevăr, dovedește că este în creștere. Bun, acum sacrificiile sunt destul de mari pentru că toate chestiunile astea trebuie să fie finanțate în condițiile în care prețul biletelor este modic. De multe ori este egal cu taxa de intrare în cetate, ceea ce e foarte puțin. Prin urmare, dacă, cel puțin pe partea de rock, dacă se dorește ca festivalul ăsta să crească, e nevoie de găsit finanțatori zdrave, pentru că trupele foarte mari vin pe mulți bani, nu vin pe... dar dacă s-ar întâmpla chestia asta, sigur că evenimentul, festivalul ar deveni unul de atracție și te trezi cu lume venită din toată țara, cum se întâmplă prin alte locuri, nu? E destul de greu, competițiile sunt mari, dacă te uiți, sunt festivaluri de toate felurile de muzică, unul după altul și în locații la care nici nu te aștepți. Așa. Într-un fel, trebuie felicitați cei de la Muzeul Național Bucovinei pentru modul în care încearcă să schimbe puțin fața Sucevei prin organizarea acestor evenimente în luna august, care e lună de concedii, e lună de mai relaxat, așa. Da, mergem mai departe cu un sondaj realizat recent la Comanda Socială Democraților. Mă rog, ei au cerut acest sondaj pentru a vedea ce s-ar întâmpla dacă mâine ar urma să aibă loc alegeri. Potrivit acestuia, Marcel Ciolacu este liderul în care românii au cea mai mare încredere, urmat de premierul Nicolae Ciucă și de președintele Klaus Iohannis. În ceea ce privește intenția de vot, PSD ajunge la 37%, urmat la mare distanță de PNL, AU și USR. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cei mai mulți dintre români ar vota PSD. Socialdemocrația ar obține 37%, în timp ce partenerii de coaliție de la PNL ar obține 23%. PNL este urmat de AUR cu 11% și USR cu 9%. Mai sunt și celelalți prezentați, de exemplu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România 5%, Partidul Mișcarea Populară 4%, PP-USL 3%, Alianța pentru Patrie 2%, Forța Dreptei 2%, Reper 1%, Pro-România 1%, iar alte partide obțin 2%. În ceea ce privește încrederea în liderii politici, sondajul comandat de PSD arată că românii ar avea cea mai mare încredere în Marcel Ciolacu și sunt aici enumerați Marcel Ciolacu, urmat de Nicolae Ciucă, Klaus Iohannis, George Simion, Cătălin Drulă, Ludovic Orban și Dacian Cioloș. Sondajul a fost realizat în perioada 22 iulie-31 iulie prin telefon. La el au răspuns puțin peste 900 de români, iar doar 38% dintre aceștia au indicat un partid cu care ar vota la următoarele alegeri. Da, bun, acum, sigur că întotdeauna când urmărești rezultatele unui sondaj, te uiți să vezi cine l-a plătit, cine l-a comandat, pentru că de multe ori în limitele marjii de eroare, care totuși e de vreo 3% la un sondaj CATI cu 900 de intervievați, permit ca să rezultatele să cumva să fie în avantajul celor care au comandat
sondajul. De altfel, cam așa se întâmplă. De fapt, sondajul, rezultatul pe bune ajunge la cel care a comandat și de aici poate să-l exploateze. Iar ce ajunge în public, sigur că este spre public, este de așa natură încât să îi confere un anume avantaj. Dar acum lucrurile par foarte clare. Deci PSD-ul 37%, nu o fi 37, o fi 34%, cu marja de eroare. PNL-ul jos la 23%, AUR-ul 11, USR-ul 9 și ar mai face pragul de mereu celelalte partide, inclusiv PMP-ul, fiind clar sub pragul electoral, deci foarte puțin probabil ca să reprezinte în perspectivă ceva. Până la urmă, este o situație care era previzibilă, pentru că na, PNL-ul decontează câțiva ani buni când a fost la guvernare, un an a fost singur, după aceea a fost acea coaliție cu USR-ul care a sfârșit tragic și mai mult decât atât, sigur că lumea știe că liberalizarea prețului energiei a fost făcută poate înainte de vreme de PNL. Mai mult decât atât, PNL-ul este cel care în actuala coaliție, largă coaliție, este cel care se opune unor lucruri care se fac s-au făcut în alte părți. De exemplu, revenirea la o piață reglementată pe o anumită perioadă la energie. De exemplu, supraimpozitarea marilor trusturi internaționale, da? Care se întâmplă în Spania, dar în România nu se întâmplă. Da? Și o serie de alte decizii luate referitoare la energie. Să nu uităm că în Franța, de exemplu, s-a produs o naționalizare a marilor producători de energie, tocmai pentru a căuta să limiteze evoluția aberantă a prețurilor. Deci aici decontează PNL-ul, în plus nebuneala din interiorul partidului, s-au schimbat 2-3 lideri care nici cu domnul ăsta, prim-ministru actual, nu mi-e rușine. Deci, practic, nu au nici lideri. De altfel, situația este tristă dacă te uiți la încredere și vezi că cine Ciolacu cu Ciucă și cu Iohannis sunt oamenii în care românii au cea mai mare încredere, păi îți dai seama că nu mai ai niciun fel de speranță. Interesant este faptul că cei în opoziție n-au prea crescut, da? Adică AUR-ul chiar a manifestat un regres față de avântul care îl luase și se apropie de scorul care l-a luat în alegeri, nu? E luat 90%. Explicația e tot legată de prestația liderilor și de anumite poziții care le-au luat destul de cu semnul întrebării referitoare la criza din Ucraina. USR-ul, sigur, USR-ul decontează toate nefericirile din perioada cât au fost la guvernare. Nu uităm că au deținut atunci Ministerul Sănătății cu mari probleme în administrare și poartă, sigur, de gât acel fapt că PNRR-ul a fost în mare măsură conținutul PNRR-ul a fost în mare măsură opera și a purtat amprenta liderilor USR și acel vestit de acum 9,4% din PIB cu fond de pensii care sigur că nu face decât să îi tragă în jos. UDMR-ul este sigur care nu are probleme pentru că el are electoratul ăla captiv pe care nu are cum să-l piardă și pe care vezi că prin atitudine luate chiar îl motivează în continuare. Acum e scandalul ăsta monstru cu declarațiile lui Victor Orban și poziția UDMR-ului care a fost cam favorabil acestor declarații și chiar refuză să facă un pas înapoi. Pe de altă parte însă,
Gândește-te că doar 38% au spus că vor vota, ceea ce înseamnă că sigur vor vota mai mulți. Deci, practic, e momentul în care s-a făcut sondajul, nu poate să ne dea foarte clar perspectiva alegerilor viitoare, care încep să se apropie, nu? 2024 vor fi. Deci ne aflăm chiar 2022 spre sfârșit, ne aflăm în pragul alegerilor, dacă vrei, dar nu poate un sondaj făcut acum, gândește că mai va urma o iarnă foarte grea, va urma o serie întreagă de probleme care pot să producă mari mutații în opțiunile electoratului. Dar lipsa unor lideri credibili îi va îndepărta pe mulți de la intenția de a vota și asta nu e un lucru deloc bun. Da. Foarte pe scurt, peste 120 de polițiști din cadrul structurilor de investigație criminale, ordine publică, poliție rutieră, secțiilor de poliție rurală și luptători ai serviciilor de acțiuni speciale a Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au asigurat în acest weekend un mediu civilizat de distracție pentru tineri. La acțiune au participat și lucrători de jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi și reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică. Au fost organizate razii în barurile și discotecile de pe raza județului Suceava. De asemenea, au fost efectuate verificări la casele de pariuri sportive și la sălile de joc de noroc. Totodată, polițiști și rutieri au organizat filtre la căile de acces către zona barurilor și discotecilor pentru identificarea celor care consumă alcool și se urcă la volan, punând în pericol siguranța traficului rutier. În comunicatul de presă s-a vorbit și despre faptul că s-a făcut și o prevenire a consumului de droguri, tinerii fiind educați în această privință de către polițiști și nu numai, de către cei participanți la acțiune. Da, astfel de acțiuni sunt necesare pentru că sunt probleme foarte mari legate și de consumul de alcool și după aceea conducerea sub influența lui și de consumul de droguri, că ai văzut că din nefericire ăsta este un fenomen pe care nu putem să-l trecem între paranteze cum era până acum. Deci astfel de acțiuni cum au fost cele din 30-31 iulie, un fel de filtre la nivelul întregului județ, sunt binevenite și sigur că e mult mai important să previi decât doar să acționezi doar pentru atunci când răul a fost produs. Deci până la urmă asta se așteaptă din partea forțelor de ordine să acționeze astfel încât să descurajeze faptele antisociale. Și continuăm, de fapt, încheiem această ediție de astăzi cu o declarație a preasfințitului Calini, care sună în felul următor chiar și în titlu: când statul român va returna bisericii toate proprietățile confiscate, aceasta va oferi gratuit prescuri, vin, lumânări, tămâie, icoane, cruciulițe sau metaniere. Știrea a apărut pe News Bucovina. Enoreașa a întrebat, citez, de ce nu sunt gratuite, nu este Hristos capul bisericii și modelul absolut. Hristos e de acord cu acest comerț, din momentul ce nu era de acord în secolul I, a menționat Enoreașa. În răspunsul său, un preasfințitul Calinic explică Enoreașei că episodul Evangheliei la care face referire surprinde mânia manifestată a lui Iisus față de cei care sunt preocupați prea mult de îndeplinirea formală a legii și de cultul sacrificial practicat în acea vreme. Făceau ca templul să semene mai degrabă cu o peșteră de tâlhare în care se împărțea prada, după cum anticipase Ieremia. Citesc, nu cred că este cazul de a compara aceasta cu pangarul bisericilor. Mântuitorul denunță violențele jertfelor, sacrificiale în numele Domnului, îndemnând la iubire, milă, pace, rugăciune, ascultare, care sunt cele mai plăcute jertfă pentru Dumnezeu. Ori lumânările, prescurile, vinul, tămâia și celelalte pe care le găsim la pangare sunt expresii ale recunoștinței pe care suntem chemați să o arătăm față de Dumnezeu prin cuvintele ale tale, dintr-o ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate, a declarat în apea Sfințitul Canic, mă rog, cu declarația. Da, o discuție care nu prea așa are rost, zic eu. Nu se va întâmpla niciodată să fie oferite gratuit lucrurile astea, chiar mai mult decât atât singurile lumânări, de exemplu, luate în considerare, nu înțeleg de ce, sunt cele care sunt produse chiar de către biserică. Mă rog, este treaba dumnealor cum se organizează și este deja un lucru
destul de comun în Oria și chiar sunt obișnuiți să se ducă să achiziționeze toate aceste lumânări, prescuri, vin, tămâie și alte produse de la, din pangarul bisericilor. Și asta deja este o chestie obișnuită și cred că va rămâne mult timp așa, că acum nici dorința aceea ca biserica să primească toate proprietățile confiscate de-a lungul vremii de stat nu este o chestie realizabilă. Și atunci foarte limpede că va continua acel comerț care este făcut de către Biserica Ortodoxă cu anumite produse legate de exercitarea cultului. Da. Mulțumim tare mult pentru prezență. În continuare la TV Plus Regional putem să urmărim pasarea de sănătate, sfaturi utile, horoscop, ce am întâlnit și alături de profesorul pentru domnul Geamață Românește. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne puteți vedea în reluare de la ora 10 sau pe site-urile televiziunii Plus și pe rețelele social media. O zi frumoasă, la revedere!